locală, n-ar fi trebuit să iasă acum din birou să meargă într-o zi de școală. Da, eu am fost sigur, adică destul de... Cine a venit de la primărie la Targea? La primărie de la primărie? N-a venit nimeni. N-a venit nimeni. Pentru consilier local? Nimic. Nimeni de la consilier local? Preotul, directoarea, din partea acolo, inspectoratul județean de la educație și un polițist, dar n-am existat atât să-l ascult și pe el. Da, acum o să le reproșăm. De ce n-a fost nimeni? De ce n-a venit? Nu o să facem lucrul ăsta. E bine. O să spun că dacă vorbim despre educație, vorbim despre exemple, pentru că profesorii adevărați sunt cei care inspiră, sunt dascălii care inspiră și care, prin propriul exemplu, îi formează pe oamenii generației viitoare. Ei, cam asta trebuie să facă politicienii, dar eu nu de lucru cu propriile persoane. Pomeneați ședințele de consiliu local, dacă am avut stenogramele acelor discuții, am realizat că mulți dintre ei chiar au nevoie să mai ajungă la școală, dar nu pentru a le vorbi elevilor în momente festive, ci pentru a-și completa ora gramatică de 5 ore, pentru a rezolva unele carențe. Semn că ori n-au frecventat cu suficient auzit.